Pacea Domnului și fie ca nădejdea că îl ascultăm pe Domnul Hristos, vorbind în inimile noastre, să-și capete împlinirea cuvenită. Ca verset motto al acestei părți a întâlnirii noastre, aș vrea să luăm versetul 23 din Luca 11. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Dintre toate formele de nerecunoștință pe care le experimentează rasa noastră omenească, cel mai groaznic este să ridici mâna împotriva binefăcătorului tău. Așa că titlul meditației noastre din această jumătate de oră este Vrăjmaș al binefăcătorului. V-ați imaginat vreodată să ajungi vrăjmaș pe față împotriva celui care te-a iubit și ți-a făcut bine? Am avut la lecția de școală de sabat un verset care spune: dacă n-au scăpat cei care s-au împotrivit cuvântului care le vorbea în pustie, nu? Și știm ce au pățit poporul rău. Cu cât mai puțin vor putea să scape pe cei care îl calcă în picioare pe Prințul Vieții. V-ați imaginat să călcați în picioare pe Domnul Hristos? Suntem în casa Lui de rugăciune, am venit cu drag să înțelegem cuvântul Lui, vrem să-L respectăm, nu? Ne-am propus să nu irosim stupid viața noastră, să nu ajungă praful și pulberea de ea, și prin diferență cu imensa majoritate a lumii acesteia, ne dorim o întoarcere la Dumnezeu cuvenită. Și atunci, întrebarea pe care ne o punem unii altora în clipa aceasta pare cu totul deplasată. Ce-o avea frate de rândul cu noi? Cum adică să ajung să-L calc în picioare cu sadism pe Domnul Hristos? Dar ce sunt? Păgân? Ce sunt? Fiară? Ce sunt? Nebun la cap? Chiar așa am ajuns? Nu pretind că o să reușim împreună în aceste câteva minute să epuizăm această temă, dar vă propun cu seriozitate ca temă de meditație. Pentru că în ultima vreme simțământul inimii mele este că de fapt asta face. Adică și eu, și-o spun cu ușurință, și probabil mulți dintre dumneavoastră, asta dacă și inima dumneavoastră vă spun, să ne cercetăm în fața Domnului cu seriozitate. Să vedem pe unde ne aflăm de fapt. Chiar așa să fi înșelat diavolul de tău. Și ca să procedem, nu? Să putem folosi timpul cât mai eficient, ne aducem aminte despre ce scria Pavel lui Timotei, în Timotei 3:16. Fără îndoială, spunea el, deci era limpede pentru el, mare este taina evlaviei. Taina. Ce înseamnă taina? Alt cuvânt. Mister. Nu? Un lucru ascuns, un lucru necunoscut, o taină. Un mister. Mare este acest mister al evlaviei. Ce înseamnă evlavie? Evlavie. Una din treptele pe care este așteptat creștinul să urce înainte să ajungă ca și Domnul Hristos în dragoste. Deci și cu evlavia, acolo la Petru, cum zice, ultimile trepte ale Scripturii creștine, dragostea de Dumnezeu. Și cu dragostea de Dumnezeu, reflectarea ei, dragostea de oameni, iubirea Doamnei, e limpe, deci nu poate fi altfel. Evlavia, care vine după înfrânare, care vine după blândețe, care vine după bineînțeles, la baza, la temelia alergării noastre, după credință. Dacă ne credem deja iubiți, dacă credem jertfa care s-a făcut ca plata nebuniei noastre, dacă credem în înlocuirea Domnului Hristos și în așezarea Lui în inimile noastre, dacă credem aceste lucruri, nu? Zice, cu credința, ce vine? Nici de cum adormire. Plictisul, oboseala, lenea. N-are cum. Cu credința în niște lucruri infinit de frumoase și de mari, nu poate să vină abureala.
Nu poate. Vine fapta, vine virtutea, zice în alte traduceri. Adică fapta, dar nu orice fel de fapt, așa cum va fi ea, ci virtuoasă, nobilă, strălucitoare, în replică la frumusețea modelului, la frumusețea Domnului Hristos. Și cu fapta, pentru că nu știi ce mai e de făcut, deci că vine cunoștința. Cauți să vezi ce te mai spune Dumnezeu. Și cu cunoștință. Și așa mai departe. Printre ele, mai spre capătul listei, Evlavia, care înseamnă Dumnezeiescul sau asemănarea cu Dumnezeu. Nu? Dacă am fi fost născuți în America sau Marea Britanie să vorbim natural limba engleză, mi-ar fost mult așa să înțelegem termenul ăsta. De la God, cum zic ei, Dumnezeu, Godly înseamnă ca Dumnezeu, nu? Sau dumnezeiesc, iar Evlavia este Godliness. Nu? Deci a fi ca Dumnezeu, așa s-ar traduce cel mai simplu cuvântul. Evlavia înseamnă să fii ca Dumnezeu. Și atunci vine rezultatul, dragostea de Dumnezeu. Dacă ești ca Dumnezeu, ești dragoste. Și dacă ai dragostea de Dumnezeu, ce are explicatul de să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine. Ei bine, mare este taina Evlaviei. Revenim. Cum e posibil ca un om care iubește pe Dumnezeu să ajungă să-L calce în picioare? E exact în felul în care a fost posibil ca un popor care iubea pe Dumnezeu, care vorbea despre Dumnezeu, care își spunea la mâneci și pe frunte despre Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, să ajungă să stâlge în pretoriul Pilat. Răstignește-mă! Să scoată limba, să scuipe, să blesteme, să bagiocorească. Cum e posibil? Uite, așa cum se vede. Vom zice noi. A, păi asta e problema lor. Așa au fost evrei, știi? Așa au fost. Dar noi? Păi n-au fost ei poporul lui Dumnezeu? Noi ce sunt? Ce sunt? Păi tot asta. Poporul lui Dumnezeu, așa cred că ne pretinde. Și atunci la cine putem aștepta de la noi? La aceeași formă de nebunie. Nu? Logic. Ce face poporul lui Dumnezeu? Păi vine versetul și spune, a venit la Isai. Și Isai nu l-a oprit. Sau, și rănile acestea unde le-ai primit? Răspuns din partea Domnului Hristos. În casa celor ce? Ziceți dumneavoastră. Am primit două răspunsuri și versetul nu decât într-un fel. Hai să stabilim. Celor ce i-am iubit, a răspuns cineva, sau celor ce mă iubeau, a răspuns altcineva. Cum e versetul? Mă afiliez aceste dileme. Am citat și eu spre rușinea noastră, ani de zile. Am citat acest verset ca unii dintre dumneavoastră astăzi, în casa celor pe care îi iubeam. Greșit. Domnul Hristos în profeție, nu spus despre El, scrie că în casa celor ce mă iubeau. Așa spune versetul. Mă iubeau. Cum adică mă iubeau cu cuiele și cu ciocanul? Mă iubeau cu cruce și cu batjocură și cu bici și așa mă iubeau. Dar uite așa facem. Nu e deplasată întrebarea de conștiință cercetătoare, de suflet cercetătoare? Vrăjmaș al binefăcătorului. Asta e firea omenească. Răscoală împotriva celui care se numește dragoste veșnică pentru noi. Cum putem să ajungem într-o asemenea hal, în asemenea stare? Nici nu e greu de ajuns. O să încercăm să așezăm unele lângă altele câteva gânduri și să tragem propriile noastre concluzii. Ne zice Ioan 3:16. În ce se rezeamă mântuirea noastră? În dragostea Lui. Atât de mult a iubit Dumnezeu oamenii, lumea întreagă. Încât a dat pe Fiul Său din născut. Singur născut. Ca oricine crede în El. Adică felul acesta îl primește. Ce tot ce l-au primit, adică crede în numele Lui. Nu? Oricine crede în El, să primească viața Lui, să primească viața veșnică. Să mai fie. Întrebarea este, îl primim? Asta e viața veșnică. Dacă credem în El,
Și în felul acesta îl primim în viața personală, cu toate cunoștințele despre voia lui Dumnezeu, dacă ne plecăm în fața învățăturii care o aduce, dacă ne adaptăm pașii căilor sale și principiilor sale și cerii poruncilor sale, suntem ai vieții. Nu suntem mai moarți, suntem mai lui Dumnezeu. Suntem trecuți de la pieire la viață veșnică. Dar dacă nu ne adaptăm pașii în ascultare, dar dacă suntem împotrivit tot, ce înseamnă că facem noi cu Domnul Hristos? Într-un fel, mai moale spus, nu-L primim. A venit la Isei și Isei nu l-au primit. Dar ce înseamnă nu-L primim? A să vedea experiența anului 31, în primul. Cu o cruce pusă între cer și pământ la răsărit de Ierusalim. Asta înseamnă nu-L primim. Adică afară cu El. Nu vrem ca acesta să domnească peste noi. Nu se pot găsi cuvinte destul de aspre care să descrie opoziția, răutatea, ura sufletului natural. Nu? Omenească. Deci a fi pământești împotriva binefăcătorului nostru numit Iisus Hristos. Când Lucifer a pornit revolta în cer, nu s-a gândit că o să ajungă să-L urască de moarte pe Domnul Hristos. S-a gândit el că e un pic mai înțelept decât ceilalți și că o să dea o lecție interesantă Dumnezeu. Că vrea în felul acesta să simtă răzbunat, să zicem așa, pentru jignirea care i-a fost adusă, că n-a fost și el băgat în seamă cum s-ar fi cuvenit. Adică n-a fost chemat în sfatul ceresc atunci când s-a hotărât creierea omului. Dumnezeu era, n-a vorbit decât în cer, că închis, nu? Și l-a chemat și pe el. Și atunci, bine, o să-i vadă Dumnezeu că se poate și altfel decât spune el și uite așa. Mi se pare că un pic diferit nu-i mare lucru. Și că-i dă o lecție. Unde l-a condus, zice că l-a chemat Dumnezeu Tatăl. Și i-a spus, uite unde o să ajungi. Și i-a arătat așa, ca într-un film panoramic, tot ce urmează să facă răscoară. Și l-a rugat. Te-am iubit și te iubesc. Oprește-te. Mutăm 6.000 de ani mai încoace, plus cât o fi fost răscoala în cer, nu știm, nu știm în cât s-a numărat și cât a durat. Astăzi, la noi în comunitate, putem ști noi unde ne duce răscoala împotriva Cuvântului lui Dumnezeu? Nu pot eu să pun degetul din afară, pentru că nu, asta este misiunea pe care o am directă. Dar fiecare are o conștiință și în fața Cuvântului lui Dumnezeu să ne evaluăm cu sinceritate starea. Vom avea ocazie, dacă ne aștept Domnul, să revenim asupra acestei teme într-un sabat viitor, dacă mai avea zile de la Dumnezeu, și să încercăm să putem direct primești concrete, nu? În care suntem pericolul să călcăm pe față Cuvântului lui Dumnezeu și adică să ajungem să călcăm în picioare pe Domnul Hristos și să pretindem că o să scăpăm. Și vine Pavel și spune, cum vor scăpa? Dacă n-au scăpat cei din vechime, cum vor scăpa cei care calcă în picioare pe prețuviți, pe Mântuitorul? Și atunci revenim, punându-ne semnul acesta întrebare serios, puțin moștri, Doamne, nu cumva sunt și eu din asta? Cum te va ucenicii la Sfânta Cine? Nu cumva sunt eu trădătorul. Și la aparent, conștiința este bine. Nu suntem nebuni la cap, nu. Dar la o cercetare mai amănunțită, vom vedea că pe anumite teme ale vieții noastre, unde Cuvântul Dumnezeu cere ceva, ne facem altfel. Și minimalizăm. Nu, asta nu e problema, asta nu e păcat, asta nu e nu știu. Asta rămâne de discutat mai târziu. Să încercăm să vedem cum ajunge un om într-o asemenea stare. În primul rând, accentele. Cum se așează accentele în viața noastră? Aceasta este prima parte a căderii noastre. Zicea, unde este comoara voastră, explica Domnul Iisus Matei 6.21. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Corect. Priviți în viața îndrăgostiților. Dacă comoara ta e persoana iubită, unde ți-e inima? Păi nu-i inima iurea în tramvaj. Nu, acolo e.
că lucrezi, că înveți, că dormi, că etc. Numai acolo ți-e gândul. E natural. Nimeni nici să mai mihunează cineva de treaba asta. N-am spus ceva nou. Acest principiu se poate aplica în orice domeniu al vieții. Uitați-vă la un cercetător. Uitați-vă la un medic devotat care face din munca lui nu o meserie, ci o pasiune. Ce se întâmplă cu el? Rămâne singur. L-am cunoscut vizitând o ocazie, un cabinet în București, pe domnul doctor Pesanosca, care a lucrat ani de zile la spitalul de copii, Curie, sau nu știu cum se numește, Curie, sau nu știu cum se numește. Un chirurg fantastic, un om care a uimit lumea medicală mondială prin ce a reușit să facă mâinile lui și harul lui Dumnezeu în mintea lui, un specialist fantastic. Să ajungă să opereze nu știu câte mii de cazuri, nu, peste 1200 de operații pe an pentru lumea medicală, e o uimire. Cum? Deci, omul ăsta mai și mănâncă, mai și doarme, nu? Deci gândiți-vă că un an are de 300 și ceva de zile. Cum faci 1200 operații de genul ăla? Complicări congenitale, nu știu câte ore cu o operație, nu? Să ajungi un singur doctor, în afară ce face echipa lui, numai el singur, să a divorțat soția lui. Pentru că după ce sunt de nu știu câte mii de ore acasă, știi, draga mea, să mai întâmpla ceva mai mult ca asta. Nu vin decât dimineață, nu vin decât seara, nu vin decât numai vin. Deci făcuse un loc în spital unde dormea, într-o încăpere micuță care era licitul lui, pe toți părinții cădeau cărțile și teancurile de scrisori pe care le primise. Nu știu câte mii de scrisori de la oamenii care i-a scăpat. Dar a rămas singur. Nu? Unde e comara, acolo e și eu. Hai să vedem acum cum o fi cu noi. Presupunem că o să stăm în cer și nu o să stăm așa pe scaun sau dormind. Nu, o să ne bucurăm în variate miliarde de feluri, de lungurile cerului, miliarde de ani. Nu? Asta înseamnă viața veșnică. Ce facem între timp, pe pământ? Cât timp suntem cu cerul în minte? Cât timp dedicăm pe zi din 24 de ore din care 7-8 dormim? Restul. Cât timp dedicăm lui Dumnezeu? Nu? Fiecare să-și răspundă. Începând cu ore. Nu? 0,0 câte ore dedicăm lui Dumnezeu pe zi. Ca să ne obișnuim ca unde e comoara noastră, adică cu El, acolo e și inima noastră. Nimeni, Matei 6:24, nu poate sluji la doi stăpâni. Dacă e mai importantă lumea și o slujim, 98% din timp pretindem noi că slujim și lui Dumnezeu cu restul. Da. 1:3:27. Nu a fost niciodată mai multă nevoie de avertizări și mostrări pline de credincioșie de un tratament direct, fără menajamente, ca în vremea noastră. Satan a coborât cu putere mare, fiindcă știe care puțină vreme. El umple pământul cu povești plăcute, iar cei din poporul lui Dumnezeu doresc să li se spună lucruri care să nu deranjeze. Punct. Ni s-o potrivi? Dacă ne-o spune cuvântul lui Dumnezeu sau, eu știu, replica la un moment dat, indiferent de cine i-a făcută, ceva ce ne deranjează, cum o să reacționăm. O să revenim la acest gând. Păcatul și încumetarea nu stârnesc groaza. Mi s-a arătat că poporul lui Dumnezeu trebuie să facă eforturi mai hotărâte pentru a respinge întunecimea care se strânge în jurul nostru. Lucrarea tăietoare a Duhului lui Dumnezeu este necesară acum mai mult ca niciodată. Trebuie risipită starea de somnolență. Ce trebuie făcut? Cum ne vede Spiritul Profetic că suntem noi? Ce stare ne aflăm? Și trebuie risipit.
stare de somnolență, de amărăciune, așa de... Nu știu. Nu? Trebuie să ieșim din letargia care ne va nimici, dacă nu ne potrivim ei. Satan are o influență puternică asupra minții, pe care o răspândești în acest mod. Și acum, predicatorii și poporul se găsesc în primejdia de a fi găsiți de partea puterilor întunericului. Nu există poziție de neutralitate. Noi suntem cu toții în mod hotărât pentru ceea ce este drept sau alături de cei greșiți. Deci ori suntem cu totul hotărât de partea dreptății, ori cealaltă posibilitate care este? Că nu sunt trei. Cu totul de partea răscoalei și undeva o posibilitate a treia, la mijloc. Eu nu sunt nici așa de hotărât pentru Dumnezeu, că sunt mai așa cu binișor. Știi, mai așa, mai adormit spiritual. Letargie. Cel mai simplu termen de vreo. Nu sunt nici așa cu foc pentru Dumnezeu, nici așa cu totul să calc în picioare pe Domnul Hristos și să-L răstignesc. Eu sunt cumva. Nu există trei feluri de creștini. Domnul Hristos spunea, și în acest context este citat direct acest rând. Hristos a spus, ceea ce nu este cu mine, este împotriva mea. Cu alte cuvinte, cu mine înseamnă cu totul, de plin și efervescent cu mine. Dacă te simți că așa ești, veghează să nu cazi și e bine. Continuă. Cere lui Dumnezeu mult și Dumnezeu îți va da și mai mult. Te va ajuta să crești. Dacă nu suntem însă așa, putem ști că suntem cu totul împotriva Lui. Încă nu ne alepătă. Hai să luăm un exemplu ca să ne vină inima la loc. Se întâlnește Domnul Iisus cu Saul. Și ce îi spune? Cum era Saul de întars cu Domnul Hristos? În ce stare se afla el cu Domnul Hristos? Cum? Vrăjmași. Nu? Împotrivă. Prigonitor. Ce spune Domnul Hristos? Saule, Saule, pentru ce? Sau din ce pricină? Sau de ce mă prigonești? Nu l-a omorât, doar l-a întrebat. Mă, Saule, eu te-am iubit. Am dat la moarte pe Domnul Hristos, fiul meu, pentru tine. Și aude tu ce faci. În persoana urmașilor lui, îl omori. Încă o dată și încă o dată, Domnul Hristos, mai ești că faci bine. Asta este nebunia Filip Pământești. Și mulțumită lui Dumnezeu că El nu e ca noi. El e dragoste. Și El zice, Doamne, cum să fac? O să-L sap, o să-L îngrijesc, o să-L pun la rădăcina ce-i trebuie și o să aducă roadă bună, să vezi. Chiar dacă mai împotrivă, mai încolo, mai lasă-L, Doamne. Și anul acesta. Hai să mai vedem. Nu? Bun. Revenind însă, problema este serioasă. Nu există poziție de neutralitate. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Tu nu îi poți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ești întru totul de partea Domnului sau de partea vrăjmașului. Din nou se citează versetul. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Unele persoane fac din viața lor un eșec pentru că totdeauna șovăiesc să nu ia o hotărâre. Nu? Șovăiesc și nu iau o hotărâre. Adesea ele sunt vinovate și vin până aproape de punctul de a-i preda totul lui Dumnezeu. Dar temându-se să satisfacă hotărârea, cad din nou. Deci vine Dumnezeu și ne convinge în inimă și te atrage și te iubește și cumva te apropie de El. Și când s-a ajuns să zici, Doamne, îți dau tot în viața mea, tot, indiferent ce ne cere. Parcă te temi așa de dar ce mi-o cere? Dacă îmi cere ceva ce nu-mi convine. Și eziți să dai totul lui Dumnezeu. Și atunci ia caz. În caz din ce? În starea cealaltă. Adică a fi împotriva lui Dumnezeu. Deci ori ești cu totul, ai dat totul, ești al Lui. Nu mai trăiesc eu, spunea Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Ori ești cu totul cu Dumnezeu. Ori din pricină că ți-e teamă că îți cere ceva ce nu-ți convine, nu ești cu totul. E, starea aceasta de a nu fi cu totul Dumnezeu, de fapt, cum este? Deci, cine nu este cu totul cu mine, este împotriva mea. Pretinși creștini,
creștinii lumești nu sunt familiarizați cu lucrurile cerești. Ei nu vor fi niciodată aduși la porțile noului Ierusalim spre a se angaja în exerciții pe care până acum nu i-a interesat în mod special. Ce zice că nu o să facă Dumnezeu cu noi? Păi nu o să se obosească să ne ducă până în constelația Orionului, la poarta de mărgăritare a cetății Spirite, când de fapt niciodată nu ne-a interesat ce se întâmplă acolo. Am citit de formă un verset dimineața, că așa e regula, că îți citești ceva, am făcut o rugăciune, tot în fugă, în care n-am cerut Domnului schimbarea inimii. Am cerut doar așa, mecanicist, să mă apere astăzi să nu mor, să fii cu copiii, să cu tare. Și mi s-a părut că asta este viața cu Dumnezeu. Spune cuvântul, niciodată nu ne va duce la poarta de mărgăritar ca să începem de atunci încolo să facem ceva ce n-am făcut niciodată aici pe pământ. Nu știu, nu e clar gândul acesta? Nu poți să te trezești căsătorit cu cineva cu care nu ți-ai obosit capul sau sufletul să intri în contact. Nici nu cunoști persoana aia. Cum să se căsătorească cu tine? E tâmpenie. Dacă te doi tineri care pretindem că au mai puțin experiență decât noi maturi, te-ai căsătorit în felul acesta. Ce nebun e o viață. Cum să mă căsătoresc cu cineva pe care nu-l cunosc, care nu mă interesează, cu care nu mă sun, cu care nu-mi scriu, cu care nu mă văd, cu care mi-am depovestit? Sau dacă am, e așa, ce mai faci? Bine. Nu? Domnul Hristos spune în Osea 1, te voi logodi cu mine. Păi ești logodnic cu El? El vrea să se logodească cu tine. Dacă nu, n-are nuntă. Nu vine nuntă, nu vine nimic. Vine o înfricoșată așteptare a pedepsei care va să vină. Pentru că te-a răscumpărat ca să te facă mirească. A plătit sângele Lui. Dacă trebuie să fii chit cu El, trebuie să-L dai înapoi. De unde scoți? Propriul tău sânge. A trebuit să plătești păcatele care te-ai testat. Rămâi chip cu Dumnezeu. Nu este îndreptat. Murim neprihăniți. Ce păcat. Când deja a murit El ca să ne dea neprihănirea. Întrebarea mea este, chiar așa nu poate dragostea Domnului Hristos să câștige un loc pe inimile noastre? Ei nu și-au format mintea să se delecteze în consacrare și meditație asupra lucrurilor lui Dumnezeu și a cerului. Atunci, cum se pot ei angaja în slujirea cerului? Cum să se delecteze cu cerul spiritual curat și sfânt, când aceasta n-a fost plăcerea lor pe pământ? Chiar și atmosfera va fi curățită acolo. Dar ei toți nu sunt obișnuiți cu ea. Când eram în lume, urmărind vocațiile lor lumești, ei știau exact de ce să se țină și ce să facă. Clasa mai de jos a actitudinilor fiind dezresată constant a crescut. În timp ce puterile mai înalte, nobile ale minții, nefiind întărite prin folosire, sunt incapabile să trezească vreodată exerciții spirituale. Lucrurile spirituale nu sunt sesizate pentru că sunt văzute cu ochii iubitori de lume, care nu pot evalua valoarea și slava celor divine mai presus de cele veșnice. Cum ajunge un om să calce în picioare pe Domnul Hristos? Fie El eu însumi, adică cel care și-a răspunderea să vorbească în clipa asta, sau tu, indiferent cine ai fi. Cum ajungi să urăști cu pasiune pe Hristos?